Bună, sunt Violeta și sunt alături de Marius de la Dream Team. Bună, Marius! Bună! Cum a fost meciul în seara asta? A fost un meci bun pentru noi, mai ales că am reușit să și câștigăm. Vroiam să începem bine campionatul, am reușit și asta a fost. Îmi poți descrie puțin prima repriză? Am început bine meciul, am reușit să și marcăm repede, ne-a și jocul, am ratat, puteam să dăm mai multe goluri. A fost bine și 2-0 la pauză. Și în a doua? Și în a doua tot noi am condus tot jocul. Am și luat un gol pe greșeala noastră. Terenul greu că s-a făcut condes, alunecam. Și n-am putut să jucăm cum vreau noi să jucăm. Ați făcut schimbări în componența echipei față de sezonul trecut? Nu. Suntem aceiași jucători. Ne-au și lipsit băieți. Nu e nicio schimbare. Pe viitor? Pe viitor sperăm să o ținem ca și azi. Până la sfârșit. Ai un pronostic pentru finalul sezonului? Vă vedeți în primele trei locuri? Nu, că nu cunoaștem toate echipele, sunt echipe noi. Mai multe echipe puternice, nu pot să mă pronunț. Multă baftă vă doresc. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. Vă pup!